Детективу Сергеичеву пройти и через ситуацию, есть ли в журнале? Глава ордена Гумиласа есть или нет? Репортаж по подъезду ФНН Губин. Вызио. Сюрприз! Лук! Рыбалок! Avem o situație excepțională aici. Într-adevăr, o situație excepțională la Departamentul Protecției Civile și situație excepțională când un coleg al nostru este și ambasadorul nostru. Când un coleg al nostru are o performanță excepțională care ne face bine nouă a instituție, dar cel mai important, face bine la absolut orice cetățean din Republica Moldova. Pentru cetățenii care știu ce vor de la viață, pentru cetățenii care vor să se afirme. Vreau să-i mulțumesc lui Radu nu doar din numele Ministerului Afacerilor Interne, ci și din numele fiecărui cetățean. Încă o dată îmi se repet același lucru. Este o demonstrație a faptului că noi putem să avem performanță excepțională. 78 din 29 octombrie 2013, privire la avansarea în serviciu și acordarea primului grad special de locuient al Serviciului Salvare. Formul este semnat de Ministrul Afacerilor Interne, Dorin Recean. Cu toții îți mulțumim pentru spectacolele extraordinare pe care tu ne oferi aceste sărbători. Încă o dată îți mulțumim. Bună ziua! Mulțumesc domnului ministru și onorată asistență și eroul acestei reuniuni, Radu Albuț. În primul rând, aș vrea, în numele Federației de Tenis din Republica Moldova, mulțumesc domnului Recean pentru onoarea acordată sportului tenis de club în această zi, precum și pentru sprijinul și suportul acordat până acum. Republicii Moldova, care pe parcursul carierei sale a proslăvit și a apărat onoarea țării noastre pe arena. Și asta datorită talentului, perseverenței și muncii depuse de el. La categoria de juniori, Radu s-a amplasat pe locul 11 la nivel mondial, iar la categorie senior, în timp de 5 ani, el a reușit să urce cu 877 de poziții, plasându-se în prezent pe locul deja 160. Da, am avut foarte multe emoții astăzi, pentru că multe meciuri am jucat de tenis, însă așa evenimente sunt mai rar. Și chiar cred că puțin am bâlbuit în față acolo, dar asta e. Vei fi un adevărat locotenent pe teren, să înțelegi. Da, acum sper să joc și mai bine, să le arăt adversarilor că sunt mai bun și să așteptăm cu PDV, care ar fi în ianuarie, de fapt. Radu, tu tot urci și urci în clasament incredibil. Ce poziție îți propui așa, în cariera ta până? Să zicem, la început am vrut să intre primii 200, însă am urcat deja și acum mi-am pus în alt cel, sper că până la sfârșitul sezonului, care îl voi termina pe 28 noiembrie, să intre în primii 150 al lumii. Cred că e un pas care trebuie să-l fac deja și nu cred că e imposibil pentru mine. Eu la moment sunt conducător auto la serviciul logistică și asta e lucrul meu la acum la moment. Cum te-a ajutat din tenis? Sunt foarte agil, alerg foarte repede, cum am zis și pe tenis, dacă tot ai zis despre abilități. Sunt rezistent și cred că astea sunt cele mai importante calități fizice. Pe lângă sport, ai decis să mergi spre această direcție datorită faptului că și tatăl tău este Pe departe, da. Pentru că știu din copilărie că fiecare copil vrea să fie ca tatălui. Și pot spune că taică-mi e un exemplu pentru mine. Și cred că asta e motivul principal, da. La locul peronului de destinație. Cu ocolirii spre dreapta, înainte! Marș!